Laptele se va vinde mult mai ieftin în magazine. Este decizia marilor retailer din România, care au fost de acord să micșoreze voluntar cu 20% prețul laptelui de proveniență românească. De când se va întâmpla acest lucru, ne spune colega noastră Ioana Ciobanu. Ioana, bună seara! Bun găsit! De la 1 mai ar trebui să vedem o reducere de 20% la prețul laptelui, însă Consiliul Concurenței anunță că s-ar putea să existe câteva zile de întârziere. Toți mari retaileri au acceptat să participe la acordul voluntar și știm încă de săptămâna trecută Consiliul Concurenței poartă discuții atât cu reprezentanții ai procesatorilor, cât și cu reprezentanții ai retailerilor în vederea încheierii acestui acord. Astfel rămâne doar ca marile rețele comerciale să negocieze la rândul lor cu procesatorii pentru a vedea exact cum va fi aplicată formula. Iar cei 20% reducere la prețul laptelui ar trebui să fie împărțiți în felul următor. Minus 10% din partea procesatorilor și minus 10% din partea retailerilor, iar reducerea se aplică pentru laptele românesc, care depășește 7 lei per litru. Astfel, pentru o sticlă care costă, spre exemplu, 10 lei, ar trebui să plătim doar 8 lei. Este important de asemenea de spus că Consiliul Concurenței a anunțat că va monitoriza în continuare prețurile alături de ANPC, iar în cazul în care monitorizarea va avea anumite neconcordanțe, va vorbi cu guvernul pentru a lua măsurile necesare.